Am onoarea să vă prezint niște personalități deosebite. Le urăm tuturor bine au venit la noi în Moinești, celor care nu sunt din Moinești și celor care sunt din Moinești să le dea Dumnezeu bine și sănătate. În primul rând, vreau să vă prezint pe domnul Culiță Ioan Șurelu de la județul Vrancea, directorul revistei literare Salonul Literar și directorul Festivalului Internațional Vrancea Literară de Creație, care ne onorează cu prezența sa. Apoi, domnul Isachi Petre, critic literar din județul Bacău, din un alt simt. Domnul Viorel Savin, mare dramaturg băcăuan și nu numai. Domnul George Calcan, poet deosebit de valori. Domnul Danilă, nu mai vorbim, este catalizatorul numărul 1 în ale literaturii. Domnul Marius Manta, de la revista Ateneu. Și domnul Lovin, v-am spus, este decanul nostru, patriarhul nostru în ale literaturii și ale limbii române și ale vârstei din Moinești. Celălalt, doamna Sândulache, domnul Nilă Costică, domnul Costea și ceilalți, domn și doamne, părintele Andrioae, iar o mare somitate pe linie religioasă ortodoxă. Vă urez bine ați venit la toată lumea și acum dau cuvânt. Două vorbe, domnul Daniel și după aia domnul Ușurel. Sigur că da. Pentru că așa e bine, după părerea noastră, să avem grijă întâi de musafirii mai deosebiți și mai depărtați din punct de vedere geografic. Nu din punct de vedere al inimii. Da. Domnul Tenilă, două vorbe. Trei. Bună ziua, bine v-am găsit. Eu vă propun să respectăm cât de cât conținutul afișului. Și acolo spune că moderator este cineva Ioan Danilă. Eu sunt acela, așa că vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm această relație. Am încercat să glumesc pentru că domnul Gheorghe Jean Iscu, care este personajul zilei, eroul zilei, a ținut să facă prezentările, poate cele mai importante. Eu ar trebui să vă repet ceea ce este, cum spuneam, pe afișul din hall, l-am văzut acum. Deci sunt două puncte astăzi. În primul rând, lansarea volumului Alecu, de Gheorghe Jean Iscu. Și apoi un moment, Dada, în revista Ateneu, numărul 597, mai 2019, și unde personajul este Viorel Costea. Îmi pare rău, ar putea să vină lângă noi domnul Costea, dacă vreți să... Bine, e un gest dadaist și ăsta. Așa. Și care are o excelentă pagină în revista Ateneo, pe care tocmai ați primit-o. Mă bucur să văd în sală prieteni dragi, de la părintele Andrioae, la doamna profesoară Cristina Popescu și așa mai departe. Am dat așa întâmplător două nume. Și să ne dorim o ședere plăcută și, aș zice, poate să respectăm, să anunță o zi călduroasă, poate să încercăm să fim cât mai succinți în ceea ce dorim să spunem, mult în puțin, mult în parvo, mult în puțin. Da, ar trebui să... Da, eu ziceam că ceva din partea gazdei ar trebui doamna bibliotecară de aici, dar deja suntem mai mult decât protocolari, da? Bine. Bine, și atunci să încercăm să facem domnul Culiță Ușurelu, da? Să vorbească dumnealui despre, în prima... Bine, înseamnă că ați realizat o regie la care... Nu am decât... Gata, bine, bine. Da. Să-i dăm dreptul să ne înjure la început. Da. Stimați prieteni din Moinești, astăzi am venit cu bucurie în orașul dumneavoastră, în care am prieteni, iată, domnul Gheorghe Jean Iscu, romancier deosebit, premiant al Festivalului Internațional de Creație Literară de la Focșani
Și de asemenea, alt prieten de-al meu, de fapt o prietenă, doamna Elena Spătaru, despre care unii dintre dumneavoastră știți, dar cred că mai mulți nu știți, este din Moinești, este traducătoare de limbă din și în limba italiană și poetă română premiantă a Festivalului Internațional de la Focșani și premiantă a festivalurilor de la Bari și încă vreo câteva orașe din Italia. Văzând-o și curățenia orașului dumneavoastră, frumusețea orașului dumneavoastră și această sărbătoare a cărții de aici, mi-am amintit ce spunea acum vreo 100 de ani Nicolae Iorga despre Iași. Sunt oameni care n-au văzut Iașul și n-ar trebui să fie. Dați-mi voie, mutatis mutandis, să zic și eu, sunt oameni care n-au cunoscut Moineștiu și n-ar trebui să fie. Dimineața am plecat noi de la Focșani într-o mare veselie. Eu și redactorul și secretarul general de redacție, domnul Ion Apostu, cu care sunt aici, muzică, mașină, veselie, ne-am întâlnit cu câțiva prieteni, ne-am întrebat, ce-i, domnule, veselia asta pe dumneavoastră? Unde vă duceți? Domnule, mergem la o nuntă. Ce nuntă? Miercurea, că am mai auzit, se fac joia, se fac la anumite... la anumiți prieteni de-ai noștri, mai respirați așa prin lume, dar chiar miercurea? Da, domnule, mergem la nunta lui Alecu. Cine e Alecu? Păi Alecu este băiatul prietenului meu, Gheorghe Jean Iscu de la Moinești. Și discuția a rămas așa, n-aveam timp să explic ce înseamnă nunta lui Alecu, da, astăzi este nunta lui Alecu, de fapt, asta înseamnă lansarea unei cărți, este momentul suprem, momentul cel mai frumos al autorului, un fel de nuntă. Sigur că la anumite nunți se întâlnesc cărcotași, care, nunți lansări, care necitind cartea, au răsfoit două, trei pagini, au văzut o virgulă aiurea, o pagină îndoită și gata, ei au citit cartea și încep să spună cartea deja e slabă după ei, cartea deja e prost făcută după ei. Și atunci eu, care fac la Focșani cam câte o lansare, ca editor, câte o lansare de carte pe săptămână, am amendat acești cărcotași care nu știu nimic și de fapt zic, ei știu tot. Le-am spus, domnule, este nunta mea, la nunta mea nu-ți permit să vii și să-mi spui că mireasa mea tocmai a intrat cu unul în păpușoi. Asta este grav. Ai măcar bunul simț. Sigur, a fost prima dată, a doua oară, după aceea nu s-a mai întâmplat așa ceva la mine. E bine, domnul Iscu are 7 romane. Este o operă. O privesc cu invidie pozitivă, dar și cu admirație. Și cu oarecare regret că acum 15 ani marele meu prieten Nicolae Breban mi-a zis, după ce am scris și eu vreo 3-4 romane, scrie numai romane, zicea el. Eu voi scrie numai roman până la sfârșit. Avea dreptate sau nu, istoria literaturii va vedea. Eu implicat în proiecte de genul revista la care sunt director și om de serviciu, Salonul Literar, sau cu festivalul la care la fel sunt mai mult om de serviciu, am uitat de romane. În schimb, Jean Iscu, Gheorghe Jean Iscu, n-a fost la discuția mea cu Breban și el continuă să scrie roman. Și nu orice fel de roman, ci roman în care centrul mundii este, ce credeți, satul Poduri. Satul
în care s-a născut domnul Iscu, și împrejurimile, bineînțeles, a adus trecutul măreț al zonei. Da. Nu, nu la poduri te-ai născut? Da, da, da. Nu știe că e centrul mondii. Asta e, da. Și a adus trecutul acela măreț într-un prezent, să nu-i zicem penibil, dar fără glorie, în care adevărul, curajul, patriotismul sunt căzute în desuetudine, o situație îngrozitoare, dar sper să o depășim. Iar cum a scris el? A scris cu mare iubire și cu artă despre zona respectivă, încât mă și mir că autoritățile culturale și politice nu i-au ridicat deja statuie din timpul vieții. Dar aștept. Nu se știe, poate într-o zi chiar vin vremurile, vor veni și vremurile în care cultura este respectată. Referindu-mă la Alecu, la personajele de aici, foarte bine creionate, Alecu este, are un portret teribil, fizic și moral, deosebit, dar l-aș numi un personaj tragic. Nu neapărat din galeria personajelor lui Cornei sau Racin, dar pe aproape, tragic. Și personajele secundare devin memorabile din Alecu. Un Micloș, un Andrasi, nu? Moș Andrasi, un Ilonca, o frumoasă și credincioasă ca toate femeile din zonă. Totul este extraordinar. Personaje memorabile. Prin tot ce scrie domnul Iscu, prietenul nostru, uitați aici câți prieteni au venit la nunta lui Alecu, prin tot ce scrie domnul Iscu, a demonstrat, fără să-i o ceară blaga, bănuiesc, că veșnicia s-a născut la sat. Eu, un băiat din popor, născut și mai rău decât la sat, sub un butuc de vie la Movilița, undeva Panciu Vrancea, aș adăuga, aș îndrăzni să spun, fericit de cel care s-a născut la sat. Nu intru în amănunte, cred că se știe de ce. Marele romancier Henri Bail, Stendhal, nu? Se pronunță Stendhal, nu Stendhal, cum am fi tentați, pentru că e un nume de oraș german, Stendhal, a făcut o comparație între carte, operă, civilizație sau ce mai fi pe acolo și ne-a spus așa: o ramură de copac desfrunzit, aruncată într-o mină de sare, se transformă după o perioadă de timp într-o ramură plină de cristale strălucitoare. Ei bine, aceasta e opera lui Gheorghe Jean Iscu. Peste un timp se va reîntoarce încărcată de cristale și de valoarea aurului talentului său. Noi, cei de aici, ce putem face decât să îl felicităm, să-i urăm mulți ani, dea Dumnezeu să rămână ce-a fost și să devină și mai și. Mulțumesc! Mulțumesc, extraordinar tare! Treci! Probabil știți și dumneavoastră că anul acesta este anul satului, știți că a fost declarat anul satului, anul 2019, și acum stau și mă gândesc că suntem într-o actualitate involuntară. De la omul de departe la omul de lângă noi, domnul profesor Lovin. Eu să vorbesc. Da. Mulțumesc. Romanul Alecu se alătură celor două trilogii ale istoriei neamului isculeștilor,
conjugate cu ale istoriei României reîntregite și, bineînțeles, cu ale istoriei Comunei Poduri. Așadar, profesorul Iscu este autorul unui monumental roman Fluviu. Toată lauda. Din toate cărțile domnului profesor pe care le-am lecturat cu multă conștiinciozitate, a reieșit că scriitorul este un împătimit iubitor. Dacă vă ridicați, poate sunteți mai bine auziți. Păi mă ridic, eu să știți că nu prea sunt înalt, de ce să fac dacă așa se mită el eu? Și am să mă ridic în picioare, da? Da. Repet. Lăsați-l aici. Din toate cărțile domnului profesor Iscu, rezultă că autorul este un împătimit iubitor al trecutului poporului nostru, că este un cunoscător profund al vieții țăranului român, că este un autor cu un profund simțământ religios, că este în sfârșit un talent nativ de povestitor. Pe mine, ca profesor de limbă română, m-a impresionat bibliografia exhaustivă pe care a folosit-o colegul meu, care a asimilat Biblia, Letupițețele Țării Moldovei, Basmul Popular, Basmul Cult și, nu în ultimul rând, operele marilor scriitori români care abordează problema țărănească, Slavici, Creangă, Sadoveanu, Marin Preda, sfârșit, Mihai Eminescu, Vasile Voiculescu și așa mai departe. Domnule profesor, repet, sunt un cititor conștiincios al operelor noastre și am să mă motivez. În momentul de față, și dau dreptate antevorbitorului meu, capcanele lumii contemporane, lumii moderne, ne îndepărtează tot mai mult de ceea ce avem noi specific ca nație. Ne îndepărtează de tradițiile noastre. Iar domnul Jean Iscu, observator atent al legilor pământului, reușește să reconstituie spiritualitatea străveche cu datinile, cu obiceiurile, cu tradițiile poporului nostru. Și e normal să fie așa, oameni buni, pentru că tradiția ne caracterizează pe noi românii. Și mi-aduc aminte de cuvintele lui Constantin Noica, care spunea că tradiția este o parte din sângele nostru, este o parte din moștenirea noastră, este o parte din edificiul civilizației noastre, este însăși măduva credinței noastre ortodoxe. Și când vorbesc de tradiție, nu pot să uit și nu pot să laud pe colegul meu, care în paginile tuturor cărților și mai ales în ultima carte invocă umbra morților. Și mi-aduc aminte de fiul lui Constantin Noica, Rafael Noica, care spunea următoarele: a invoca umbra morților este un act de conștiință. Pentru că morții noștri, atât timp cât îi iubim și îi invocăm,
sunt încă vii în sufletele noastre. Ne locuiesc sufletele noastre. Și ce să mai vorbim? Foarte multe pagini, și mi-am notat aici, în care scriitorul invocă umbra isculeștilor, popeștilor, bordeienilor, șovenilor, lovineștilor, albeștilor, trofineștilor, sau evocă pe acei credincioși români care au realizat unirea din 1918. Spune despre acești eroi, acești morți eroi, ca un belșugat cu sângele lor, pământul strămoșesc. Pentru ce vă citesc cărțile? Aveți în toate cărțile, domnule profesor, excepționale pagini de umor. Și am să vă dau câteva exemple. Să nu mă credeți că eu repet ce spune domnul profesor, chiar dacă depășesc măsura bunei cuvințe, dar redau ad literam, nu? Așa de bine prezentat noastră lumea țiganilor, n-am mai întâlnit un alt scriitor să prezinte cu atâta veridicitate, cu atâta autenticitate. Da. Parcă ați fi de-aia lor. Și să vă dau o întâmplare. Personajul principal, Alecu, o scapă din mâinile soțului Alexandru Bârzoi, Pitinca. Se uită bine la Tinca și rămâne impresionat de sânul afurisit de rotund și de bine crescut al acestei femei. Sân însemnat în dreptul lui cu un semn deosebit care spune scriitorul, redau ad literam, bagă lumea în boale, acea smeure fermecată. Și intervine cu foarte multă modestie scriitorul. Și cum, domnule, cum nu te-ar scoate din sărite o asemenea situație? Și în încheiere, ce aflăm? Că Alecu este ademenit de această țigancă frumoasă, se îmbată de ochii ei, de surâsul ei, de sânul ei, de trupul ei și mai departe nu mai... Ați redat noastră cu minuțiozitate toate amănuntele, domnule profesor, toată lauda, și în încheiere le spune: bravo copii, bravo, Doamne ajută, Doamne ajută. Alecu uită și de Ilonca, Tinca uită și de Bârzoi în aceste momente fericite. Multe scene. Ilonca era o femeie frumoasă, trupeșă, bună de iubit, cum spuneți dumneavoastră, spuneți bună de tăvălit, în sfârșit. Avea un copil de 2 ani și jumătate, dar nu era căsătorită. Și atunci domnul profesor spune: barza fraților, barza. Ilonca avea un ceva care scotea berzele din sărite. Vă dați seama, chestii, imagini de acestea extraordinare. De câte ori o întâlnea Alecuțu pe Ilonca, Ilonca frumoasă, el dornic de dragoste, mă întreabă imediat: ai vreun gând, ceva? În sfârșit, toate peisajele acestea sunt emoționante. Dar ce m-a impresionat în mod deosebit, domnule profesorescu, limbajul folosit de dumneavoastră. Este un limbaj de factură populară, dar prelucrat în tiparele unei prelucrări artistice. Este mai degrabă, cum să spune, o simbioză a vorbirii din cronici, a limbii literare, a limbii populare și, nu în ultimul rând, a limbii bisericești. Este o sinteză care exprimă, de fapt, sfătoșenia, înțelepciunea, dulceața, blândețea vorbirii populare și a filozofiei populare.
Dar descriere în natură și acum, nu știu dacă îmi dau dreptate, domnii, am întâlnit asemenea descriere de natură la Calistrat Hogaș și la Sadoveanu. Extraordinar! Și am capitolul de la pagina 100. Extraordinar surprinde scriitorul. Sunetul ierbii și al frunzelor. Susurul molcom al apelor taslăului sărat. Încremenirea vegetației sub caniculă. În alt capitol, vântul zăpezii. Avea dreptate mama scriitorului, care spunea: numai dacă ești un butuc adus de ape, nu te poți sensibiliza la asemenea priveliști nemaipomenite prezentate de scriitor. Mi-aduc aminte că Alecu este impresionat de mirosul reavăn al pământului și al frunzelor. Își amintește de copilărie. Dorul de copilărie l-a stăpânit permanent. Aflat în Ardeal, el nu poate să-și uite satul copilăriei. Dorul acesta nu s-a vindecat niciodată de acest dor. L-a întregit, l-a luat cu el oriunde. Și acum își imaginează scene din copilăria lui și își mai imaginează o scenă de dragoste cu Ilonca în acest peisaj extraordinar de frumos. Totul m-a impresionat, domn profesor, totul m-a impresionat această carte. Sunteți un scriitor cu mult talent, dar în primul rând, dragostea dumneavoastră pentru pădureni este uimitoare. Pădurenii sunt niște oameni speciali, cu o structură sufletească aparte. Sunt niște oameni înțelepți, cu un simț al dreptății și al libertății, cunoscători ai unor legi etice fundamentale statornicite din vremuri îndepărtate. Sunt niște oameni cu credință în Dumnezeu. Sunt oameni deosebiți pe care dumneavoastră îi elogiați pentru că ei nu s-au lăsat niciodată doborâți, prăvăliți, înfrânți. Și dați exemplu la Mărășești, când podorenii, la fel ca munții, au stat ca un zid în fața morții, apărând pământul strămoșesc. Domnule profesor, nu vreau să mă întind prea mult, pentru că sunt recunoscut ca un profesor care se întinde prea mult la vorbă. Iată, am fost cât se poate de sistemat. Și am demonstrat și astăzi. Și așa vă urez în continuare, domnule profesor, succes. Și aș vrea să închei cu cuvintele talentatului, nu știu dacă le găsesc, critic literar, care spuneți dumneavoastră, când vom afla și ceva despre satul podurean actual. În curând. Prolific sunteți și vă doresc succes în continuare și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Treci. Deja ați vis mingea către Petre Isachi. Așa, nu. Petre Isachi. Este cel care semnează prefața cărții, este cel care îl așează pe Gheorghe Jean Iscu într-o descendență mai mult decât nobilă, un sadovenian, un post-sadovenian. Dar, Petrică, nu vreau să-ți iau cuvântul tău, te rog. O să le gălăți. Eu să fiu sincer așa, aș vrea să mă întrebați. Am citit toate cele 7 volume. Sigur că viziunea asupra satului este idilizată, după cum ați observat de la domnul Lovin. Nu? Satul românesc pare să fie fără păcate. Ce mai? Lucrurile nu stau chiar așa, nici chiar în Alecu nu stau. Ați văzut că iubirile astea fatale și mai mult sau mai puțin sunt învecinate cu crima. Ați văzut că funcționează în acest roman blestemul pământului, nu numai blestemul iubirii. Ați văzut că Alecu, deși a trăit în timp înapoi,
oferă exact un portret al omului contemporan. Aceasta este prima, să spunem, realizare a lui Iscu, relația trecut-prezent. Prezentul este folosit pentru a revela inechitățile eterne, dacă vreți, ale lumii. Războiul ăsta etern între bine și rău. Modul ăsta al nostru de a nu reuși să fim în acord cu noi întâi și apoi în acord cu lumea și cu ceilalți. Sigur, primează naratorul. Este un narator desăvârșit, aș spune. Ce înseamnă a sadovenianiza? Înseamnă a actualiza spiritul lui Sadoveanu. Înseamnă a actualiza ideea că morții poruncesc celor vii. Și asta este ideea directoare a trilogiilor sale și a ultimului roman. Este interesant cum soldatul Vasile Iscu este coautor al acestor romane. De altfel, el este un altruist. Face coautor din fiecare din personajele sale. Pare să îi înțeleagă pe toți. Povestește povestindu-se pe sine. În mod paradoxal, personajul principal al trilogiei este chiar el, Gheorghe Iscu. Este admirabil acest portret al lui. Acel Gheorghe Iscu care, eu știu, începe să se lamenteze, să spună că mi-e rușine, nu știu cum, când nu știu ce formație de dansuri pe care o cunoștea el, n-a reușit să obțină locul întâi undeva la Comănești. Sau care se lamentează și simte dureri și regrete când răspunde la universitate, doamne Elvira Sorohan, nu știu cum, nepotrivit, nu? Dacă s-ar fi lamentat și ar fi glosat pe teama frumuseții ei, aș fi fost de acord. Dar, deci, ăsta este psihologia lui. El vrea ca lumea să fie numai bună. Lucrurile nu stau așa și chiar așa demonstrează și în romanele sale. Cât rău, atâta bine. Și aici este, într-adevăr, este un fel de miracol. Interesantă această coabitare între editura Egal a lui Ioan Dănilă, director, și acest romancier care pare să fie apărut așa din neant. Lucrurile nu stau așa. Este un personaj, e un adevărat personaj el al scriitorilor lui, care acumulează încet, are opinii tranșante, deși pare, după cum îl vedeți comunicativ, pare să lase, eu știu, libertatea desăvârșită celuilalt, el are principiile lui la care nu renunță și care sunt topite în acest roman. Are, să spunem, filozofia ancestrală a românului, care primul război pe care îl duce cu sine. Eu îl rugasem într-un fel sau altul să nu uite de satul contemporan. Evadarea asta în trecut, care ne-a obișnuit Sadoveanu, sigur că funcționează și nu funcționează. Ea funcționează numai dacă trecutul este folosit ca motiv pretext, temă pretext. Contaminările lui sunt fericite însă. Asta înseamnă că a studiat la vremea lui, adică nu e numai Sadoveanu, este Creangă, este Marin Preda, este Rebreanu. Patru modele tutelare, sunt și altele. Putem face ceea ce ar trebui să facem astăzi în școli, să predăm literatură comparată. Așa ar trebui la o adică să se facă în școlile noastre, să pot să-l predau, eu știu, cel puțin pe, și să nu uităm scriitorii contemporani, să-l predau pe Iscu în paralel cu Sadoveanu sau așa mai departe. Nu știu, în școala noastră în care se insistă, fiindcă tot mi-am adus aminte, una din temele lui, ale romanelor sale, este școala. Profesorul. N-am văzut un elogiu mai minunat, închinat profesorului și școlii decât în romanele lui. Crede în ceea ce scrie. Este mare lucru. Cei mai mulți nu cred în ceea ce scriu.
El crede total în ceea ce scrie. Și spuneam de școală, apropo de examenul la clasa a 8-a, sau de programele noastre, unde ne interesează la modul, nu știu cum, superlativ, aș putea spune, apartenența la gen și specie. Ce ne interesează pe noi apartenența la gen și specie? Și pierdem în vedere conținutul operei. Nimic de filozofia operei, nimic de estetica operei, nimic. Apartenența la gen și specie. Ca și cum tot atâtea pagini poți să scrii despre scrierile lui Iscu, dacă dezvolți tema asta, apartenența la gen și specie. Sunt aceste, este un roman fluviu, este un bildux roman, este o carte memorialistică, este o satiră, pentru că se poate vorbi de o satiră, este o carte profano sacră, pentru că nu întâmplător cineva spunea că prima lectură a lui pare să fie Biblia. Nu este întâmplătoare literatura sacră inserată în textele lui. Deci vreau să spun că lucrurile de aici trebuie plecat. Rău de pildă că n-avem decât puțin tineri aici, care ar trebui să fie lângă noi. Deci nu mai știm să-i contaminăm, nu știm să-i atragem, nu știm să-i iubim, nu știu ce nu știm. Sigur că și așezarea asta, probabil pentru televiziune, e așa, noi aici, dumneavoastră acolo, lucrurile trebuia să fie altfel. Eu am mai venit aici la bibliotecă și mesele erau așezate, nu știu cum, de eram față în față, de ne vedeam și discutam altfel. Trebuie să avem în vedere pe viitor chestia asta, că ideea asta, sigur am să primesc o critică, știu de la cine, că iar v-ați așezat în prezidiu acolo. Are cineva o problemă de asta cu prezidiu. Prezidiu și ceilalți. Vreau să spun că, și aici probabil am vrut să ajung, că trilogiile lui și inclusiv acest roman în care Alecul, atenție, copilul care nu știa să râdă, nu, niciodată, nu, este remarca mamei, dacă nu mă înșel, prefigurează omul învins de destin, prefigurează criminalul, prefigurează invazia de irațional. Romane, scritura lui este interesantă, mai ales prin această dimensiune psihologică, prin harul lui de a surprinde sufletul individului, sufletul satului. Satul este un personaj colectiv admirabil. Vreau să spun că totul pleacă din convingerea lui că el are obsesia, e realitate, domn profesor, așa îmi spune el. Asta e chiar realitate, domn profesor. A la Dostoevski, așa. Da, Dostoevski spunea așa, eu știu, realitatea nu poate fi depășită de fantastic. Realitatea nu poate fi depășită de fantastic. Și poate această nevoie de real distruge ceva din poezia scriitorului lui. Este un scriitor interesant. Este un scriitor interesant. Interesant ar fi fost dacă făceam o dezbatere aici, suportând, da, sigur că cei, cu cu oricine dezbaterea ar fi fost. Domnul profesor, felicitări, eu ce să vă spun, să vedem cum va fi următorul roman, acum știu că lucrați la satul contemporan. Răspunsând la ideea dumneavoastră de a aduce chestia în contemporan. Dacă vă întreb așa, ce mai păstrează poduri, de pildă, trei valori pe care pădurenii le păstrează de pe timpul lui Vasile Iscu. Trei valori care le păstrează pădurene astăzi. Trei valori. Munca. Da. Munca, așa. Cinstea. Așa. Oh, ia uitați-vă, cinstea. Păi, deci, mai este. Încă se păstrează munca, onoarea, cinstea. Onoarea, atenție, onoarea, da? Onoarea. Și încrederea în faptul că este pădurean. Mândria locală. Aha. Și trei non-valori. Trei non-valori, dar mă pune... Nu, dar chiar mă interesează. Trei non-valori, invidia, care trei este vicii, trei vicii. Groaznică. Dar nu numai la pădure. Și dacă am spus asta, cred că am spus totul. La români. Pentru că la români, în general, dar la noi, o simt pe pielea mea și știu exact. Deci invidia. Altceva, trebuie să mai fie. Invidia. Trebuie să mai fie și alte...
uneori, lașitatea, că nu au curajul să spună exact cum trebuie, ce trebuie, când trebuie. Și superficialitatea. Și superficialitatea. Tot m-a ajutat domnul Loven, probabil că și pe acolo. Sigur că numai așa, ca să mai animăm discuția, pentru că problematica trilogiilor este vastă, nu există mare temă de circulație universală care să nu fie topită în romanele sale. Deci, problema este asta, că asta am vrut să sugerez prin întrebare, că prezentul este cuantificat în scriitura lui. Asta vreau să vă spun. Încă o dată, mulțumesc, m-am întins firana în aia. Domnul Petre Isache, până la urmă v-a ținut locul, a fost substitutul publicului în ceea ce a adăugat acum și cred că după ce va fi citit romanul, sigur vor fi elemente de dezbatere. Chiar asta ar însemna să ne deplasăm la poduri odată și să discutăm nu numai romanul acesta, ci și cele anterioare. Deocamdată însă scopul întâlnirii noastre de astăzi este de a lansa romanul. Da, deja avem dezbateri pe grupuri mici. Un prozator, un dramaturg, un poet, un publicist, Viorel Savin, despre un prozator, Gheorghe Janiscu. Vă rog, domnul Savin. Să vorbesc mult ca Isache, auzi? Nu, nu o să vorbesc cât Isache. În primul rând vreau să vă salut, sunt bucuros că vă reîntâlnesc de fiecare dată când am venit aici la Moinești. Am simțit că intru între niște oameni calzi, inteligenți și care nu vor să trăiască degeaba. Adevărul acesta îl demonstrează și prozatorul Iscu de astăzi, dar nu voi vorbi despre cartea domniei sale, pentru că s-a vorbit foarte, foarte frumos, s-a intrat uneori în detalii, s-au spus adevăruri. Aș fi vrut să încep speech-ul cu răspunsul pe care îl solicitam domniei sale. De ce scrii, domnule Iscu? Puteți să facem un asemenea dialog. Da. Îi răspund eu locului, da? Ce scrii? De ce scrii? Vă răspund imediat. Da. Pentru că în primul rând, înainte de a ieși la pensie, am auzit că e rău de tot la pensie. N-ai ce face, te plictisești, îți vine să-ți iei lumea în cap. Ați văzut motivații în lumești. Eu am ajuns la concluzia că, având o grădină care va fi un mediu, domnul Isache, în care se va petrece o întâmplare din următorul roman, mă duc acolo, îmi place, de la tata în special, de la părinții mei, îmi place să mă uit cum... Nu să ascult cum crește iarba. Nu, să văd cum crește Iscu, ceva. Cu... Dar ca să mă ajutați pe mine, da? Nu-mi răspundeți la dimensiunea unui roman, ci scriu. Da, bine, bine. De ce scriu? Pentru că îmi place. Vă spun, chestia asta m-a chinuit pe mine de mult, de când eram elev. Am niște decupări din ziarul Steagul Roșu vechi, în care când eram elev în anul 2 la școala pedagogică, scriam ceva și acolo îmi dădea la rând așa 4-5 versuri de amele despre natură, despre cât așa, mă mândream. Dar a fost potolit așa și acum am început. Vă mulțumesc. Dați-i voie să iau microfonul domnului Iscu. Vă rog. Deci ai reținut că îi place, da? Așa. Nu în mod întâmplător am pus această... Sper că mă auziți până în spate, da? Da. Deci nu în mod întâmplător am pus această întrebare domnului Iscu. Pentru că, de la o vreme, poate și datorită vârstei pe care o am, îmi pun tot felul de întrebări. De ce trăim, pentru ce trăim, ce visăm, de ce visăm și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lase o urmă.
jumătate din răspuns mi l-a dat domnul Iscu. Dânsul este conștient că trebuie să lase o urmă. În zona aceasta aveți oameni demni de reamintit cu fiecare ocazie. Ați avut aici un om pe Ion Lupu. Îl știți cu toții și l-ați iubit cu siguranță. O am în fața mea pe doamna Cristina Popescu, datorită căreia sau împreună cu care am reușit să ducem la capăt un proiect și să provocăm sărbătorirea lui Publius Ovidius Naso în România împreună cu criticul Petre Isache și cu Adrian Lungu. Ne-am dus, am negociat la Constanța. Acolo s-au închinat băcăoanilor, inclusiv moineștenilor. Doamna Cristina Popescu a fost întotdeauna alături de noi, chiar dacă ea rămăsese aici, și am reușit să demonstrăm implicit cu dumneavoastră că se pot face lucruri deosebite. Lăsăm o urmă și scriem o carte, comentăm o carte, compunem o operă muzicală pentru a rămâne în amintirea celor din viitor. Mi s-a întâmplat zilele trecute să citesc undeva că un intelectual de altfel stimabil s-a exprimat probabil fără voie că a greșit locul în care s-a născut. Lucrul acesta m-a oripilat. Dacă nu înțelegem să facem ceva pentru locul în care ne-am născut, cu siguranță că ne-am născut degeaba. Iar oamenii care lucrează în această zonă, domnul Iscu, autor a două trilogii și a romanului Alecu, care știe să ne propună o poveste pe care mereu am simțit-o că făcea parte din domnia sa, parcă din biografia domniei sale, reale sau închipuite, cu un limbaj de extracție nobilă, înnobilat la lecturile pe care au fost amintite înainte de domnul Lovin și ceilalți din cronicar, din prozatorii noștri importanți. Iscu, nefiind atât de mare precum a fost prezentat până acum de toți cei care au vorbit înaintea mea, dar cu siguranță fiind un prozator bun, e mai mare decât ceea ce este lucru absolut important. Dar, ca să nu-l supăr pe Culiță Ușurelu, care înțelege că la fiecare nuntă se vorbește numai de bine, eu spunem, dacă se vorbește de bine, nu de foarte bine, deja este suficient. Foarte binele e dușmanul lui bine. Este dușmanul binelui, sigur că da. Iar, da, vroiam să amintim că tatăl răului este și mai binele. Și da, intrăm în speculații, da. Deci asta am încercat eu să vă spun. Faptul că alături de Iscu se află pentru prezentare revista Ateneu, de la care avem aici pe poeta Violeta Savu și pe criticul Marius Manta. Asta arată că în zona... Profesorul Ioan Danilă. Eu despre șef vorbesc mai de rău, toată viața a vorbit de rău. El este șeful nostru, așa că nu... E șoferul personal? Nu șoferul. Da. Asta arată că există o înțelegere între factorii de decizie, factorii culturali, emoțiile personale ale creatorilor și tot ceea ce reușim până la urmă să facem cu toți. Îmi pare rău că au vorbit ceilalți înaintea mea despre domnul Iscu.
aștept să-i apară o nouă carte, să-i o citesc și atunci voi vorbi numai și numai despre el. Primul. Vă mulțumesc. Primul. Da. Vreau să vă spun că Viorel Savin a citit cartea la momentul potrivit când a apărut, iar acum, de la Bacău până la Moinești, m-a rugat să-i aduc încă un exemplar, iată cel de aici, să-l recitească, să recitească anumite pasaje de acolo pentru a-și reîmprospăta informația. Teodor George... Mi-au luat crema cei care au vorbit înainte. Da, m-am supus gazdelor, voinței gazdelor. Da, Teodor George Calcan, două fraze, dacă te rog. Eu, așa cum am fost prezentat, nu sunt prozator, sunt poet. Dar l-am cunoscut în două sau trei rânduri cu ocazia unor prezentări de carte pe domnul Iscu, care, înainte de toate, este, după părerea mea, un om pitoresc. M-a fermecat cu poveștile lui, care sunt povești în ramă, deci el animă locul în care stă sau locul sau oamenii despre care vorbește, dar în același timp se prezintă într-o lumină, mă rog, foarte interesantă, translucidă, dar foarte exactă pe sine însuși. Asta este, după părerea mea, calitatea dumnealui, este calitatea de a da viață locului în care se află, prin ceea ce spune, prin cuvânt și prin felul lui de a fi, care este unul foarte discret, dar foarte pertinent în tot ceea ce face sau se mișcă. Acesta este, după părerea mea, portretul domnului Iscu. Am venit aici și animat de o amintire a mea mai veche. Vreau să spun că am cunoscut și am avut plăcerea să cunosc o persoană din Moinești. Ea se numește, nu știu dacă mai există la Moinești în momentul de față, se numește Viorica Dinescu și a lucrat foarte mult timp la economist sau ceva mai mult decât economist la primăria sau de aici, din oraș. Probabil că sunt dintre dumneavoastră oameni care o cunosc. Nu te întrebăm cum ai cunoscut. Este, am cunoscut-o foarte direct și foarte obiectiv, așa, pentru că datorită ei pot spune că am învățat limba rusă. Domnea ei provenea dintr-o casă de copii, era crescută de, a fost crescută de stat și, mă rog, la vremea respectivă era la Târgu Neamț, de unde sunt eu deloc și unde am cunoscut-o, era un activist sindical foarte activ la vremea aceea. Mi-ar place să o reîntâlnesc, dar am venit cu mare plăcere la dumneavoastră. Văd aici, eu sunt bibliotecar de meserie, am văzut o bibliotecă foarte aerisită și foarte, cum să spun bine, așezată. E dotată, da. Este bine dotată și cu oameni de calitate. Vă mulțumesc! Da, vreau să dau domnului domnului Danile să citească cel mai scurt credo. Un poem de-al tău. Un poem. De-al tău, nu? De-al meu. Păi spune așa. Și care s-ar putea să aibă ceva legătură cu...
Da, am... Eu emotiv, fiind, mă rog, îmi citesc mai prost în producție. Este chiar titlul, cel mai scurt, credo, l-am parcurs și bănuiesc că aici se încheie, ba nu, mai are o pagină întreagă, dar vă citesc scurtimea celui mai scurt. Primele 2, 4, 6, 10 versuri. Grâul se preface în cenușă și luminează pântecele gârlelor mizerabile. Pielea arde osul și se topește, nepăsarea se sprijină pe tânjala timpului, privirea mi-alunecă undeva în adânc, unde se surpă malul. Și poezia urmează. Urmează. Provocare ca să citiți mai departe. Mulțumim, George. Da. Mulțumim. Probabil că un exemplar va rămâne la bibliotecă, nu? Rădăcina scoasă pe hat nu spune nimic nimănui, trag la ramele plugului și mă scufund, cum în adâncuri se scufundă sub munți și sub ape euul îndurerat. Umbra furnicii, plutind să acopere discul solar, lângă țăran doarme boul, în nărele căruia poate pulsează râul, cu moara care trezește din somn un snop de secară, iluminată de alba zi, de emblema memoriei, titva poetului sau păpădia confundându-se practic cu monumentul de vânt ridicat în numele sensului, ca o itacă secretă, insulă rece a timpului, pe un meleag al furtunii, dom bravă, cetățuie și vis, semne de egalitate făcute printre oameni umbrei pământului, destul de personale și apropiate mesaje, inscripții și cu o rostire secretă pentru cel mai scurt, credo. Cred că... Mulțumim, George. Mulțumim. Dacă din sală dorește cineva, înainte de a-i da cuvântul lui Gheorghe Jean Iscu, dacă dorește cineva să spună... Vă rog. Pentru că romanul a avut parte de o critică literară de foarte bună calitate, mulțumesc domnilor, o să dau citire câteva epigrame. De la nunta lui Alecu plecăm azi cu autocarul. Mai rămâne să ne spuneți cât ne costă pe noi darul. Până-ți dezvelim statuia lângă generalul Șoba, ți-o-mi face una din tuia ca să ne menținem vorba. Dacă vrei să ai statuie colo în poduri pe Buglie, adă din colivă tort să te invocăm ca mort. Dacă vrei să ai statuie, va trebui ca să știi să respecti legea bădie, morții poruncesc celor vii. De ce scrie Jean al nostru că îi știu buzunarul? Fiindcă lui îi place arta și are talent cu carul. Mulțumesc! Transmit un mesaj din partea doamnei profesoare Lupeș Cornelia, care n-a putut să fie prezentă, dar cu sufletul și mintea este alături de noi. Vă felicit și vă invidiez în același timp pentru că sunteți împreună în spațiu select al Bibliotecii Moinești pentru a asista la lansarea cărții profesorului Jean Gheorghe Iscu. Domnului profesor Danilă Ioan, recunoștința noastră a pădurenilor pentru strădania de a edita cărțile scriitorilor din poduri. Ați depus eforturi de a le da o formă grafică desăvârșită, corectitudine gramaticală. Domnului Isache, prețuirea și admirația pentru cartea Romanul încotro,
carte, în valoros studiu de critică literară, prin care demonstrează erudiție, accesibilitate, frumusețea stilului, prezența multor citate expresive și a unor cuvinte capcană. Unitate, unicitate, univocitate, universalitate, multitudine, multiplicitate, multiformitate și multilateralitate, convergență, consecvență și coerență, care ne transmite la dicționare spre deliciul intelectual. Autorului romanului Alecu, subiectul discuției de astăzi, îi transmitem felicitări pentru capacitatea de creație și forța narrativă. Romanele profesorului Iscujan sunt o monografie a satului moldovenesc din zona Tasleului, peisaj ancorat în istoria mai îndepărtate, cu evocarea unor momente din școală, copilărie, viața culturală a localității. Autorul face adesea elogii intelectualității sătești, a personalităților care au marcat viața și respectul față de înaintași. Sunt emoționante evocările vieții de familie a celor care au luptat pentru apărarea patriei. Romanul Alecu este o continuare a acțiunii din precedenta lucrare Alexandru, prin care autorul conturează un personaj complex, mânat de sentimente puternice, de răzbunare și instituirea justiției. Personajul este urmărit în ambianța socială și istorică a timpului, ancorat în conflicte sociale și sufletești, care îi măresc complexitatea și valoarea literară. Îi urăm succes, îl felicităm, dorim să continue creațiile și mulți, mulți ani! Părinte, doriți să spuneți ceva? Nu știu dacă... Da, vă rog! Părintele Ioan... Da, da, da. Sunt onorat că mă aflu în mijlocul cu dumneavoastră la această întrunire festivă culturală, unde revăd și văd personalități deosebite care o parte cunosc din scris, o parte tet-a-tet. Și mă gândesc că Biblia, pe care e bine ieșit acum de câteva zile în urmă, acum era 130 de la plecarea la cele veșnice, a rămas viu și mereu contemporan, inspirat din Biblie, și la această ocazie ca preot aș spune că Biblia spune despre toți cei care se osteresc pentru cultură, indiferent pe ce poziție socială: voi sunteți lumina lumii, cetatea stând pe vârf de munte nu se poate ascunde și lumânarea prinzându-se nu se pune sub vas, ci în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Am avut fericirea să cunosc personal pe Marele Sadoveanu. De asemenea, tot în același timp, în 1953, pe Gala Galaction, preot și mare scriitor, care în timpul puterii mele, cum spunea cu Gălnicianu, a făcut o statuie aici în fața Bisericii Sfântul Gheorghe, și am citit cu nesaț novela de la noi la Cladova, Zbuciumul unui preot, așa, cu Borivoje și așa mai departe. Și în 1961, când am luat licența în teologie și un examen de stat, care era destul de dificil la vreme și evenimente care erau pe atunci, mi s-a pus multe întrebări și am vorbit deschis. Și am arătat că opera lui Eminescu și a marilor oameni, și Sadoveanu și alții, s-au inspirat din Biblie. Și exemplu sunt destule, nu mai dau acum momentul. Și am zis atunci, era Patriarhul Justinian de față, care era pe vremea aceea, și mulți profesori și profesorii mei, în versuri. Și citesc numai două strofe: legătura între trup și suflet, diotomia asta a omului, cu prioritatea asupra părții spirituale, nemuritoare. Și am spus așa, citez: sunt două legi în mine, se zbat și se frământ, de cer mă leagă una cealaltă de pământ. Patriarhul Justinian a pus să repet. De unde m-am inspirat? Din Epistola către Romani, capitolul 7. Îmi spune că nu fac binele pe care doresc să-l fac și mi-am pus în plan să-l fac, să-l realizez. Nici în parte câteodată nu reușesc. Dar mă silesc cât îmi stă în putință.
Nu spun mai mult. Toată vina întrunirii noastre de astăzi, e o părere personală, am dreptul să spun că e democrația. Acum o poartă domnul profesor Janiscu, care lăsase cartea. În ghilimele spus că vina lui. Și vina cea mai mare, că am primit-o în telefon, care aproape nu mă știam figura lui, că suntem consedieri și acolo și pe mama lui și pe tatăl lui. Și băi, unii cinste asta pentru mine. Și cineva, îmi pare chiar profesor Loveș, de Bulgon Secret, i-a suflat, dar părintele Andruaie l-a schemat, parcă părintele Andruaie, și mă, și așa cum e la vârsta asta, cum se vede, nu trebuie să mă spun. Viața a demonstrat că fără istorie, fără justiție, fără viață morală și fără cultură în general, nu putem progresa. Am mai spus aceasta, poate în cei care au zis, și doamna Cristina e martora mea, Popescu. O văd totdeauna, o fi păcat că mă leg și nu mai văd doamna Zaharia, doamna Jana Palade, nu mă trec cu vederea să-mi creadă cineva că sunt pătimaș așa, că nu poate și am această stăpânire de sine. Și dacă am ajuns acum să citesc o carte, o parte am citit fragmentat spre părerea mea, că n-am putut mai mult, e străbătut tot ce scrie domnul Jean Iscu, profesor Jean Iscu, străbătut de acest fir divin, dumnezeiesc, care nu are. Pe cer când soarele i-a pus, deși să plângi privind în sus, mai bine ochii în jos să-i pleci, să vezi pământul pe unde treci, că și nu e mort, trăiește în veci, e numai dus. Și am să închei cu o strofă pe care, penultima întâlnire cu profesorul Lovin, din ultima strofă, din pe lângă plope fără sos de mine, suntem în lumina comemorării lui. Tu trebuia să te cuprinzi de acest farmic sfânt și noapte candela s-a prins iubirii pe pământ. Să nu se stingă candela! Vom trece toți! Vorba lui Eminescu, în pământ se va întoarce în pământ. Vorba lui Eminescu. Și nu credeam să văd a murit vreodată. Și din tine sfânt și duci acum o ramură să frângi. La capul meu cu grijă de o ramură să o îngrop deasupra ei să cadă ochilor să doi stropi. Simți-vă odată umbrând mormântul meu, mereu va crește umbra, eu voi dormi mereu. Vă mulțumesc! O să fiu foarte scurtă, pentru că peste două luni am 83 de ani și îi duc cu mândrie. Vreau să spun că am să folosesc cuvântul mândrie, cu valoarea lui, fără a-l înlocui cu sinonime, pentru că am să păcătuiesc până la capăt, știind că mândria este unul din cele 7 păcate ale lumii. Părinte, te rogi pentru mine că nu ține. Așa, mai fiind și colegul meu. Așa. Deci, mândria, că sunt podureancă, că sunt contemporană și colegă cu autorul celor 7 volume, mândria aceasta nu are margini. Și îl cinstim pe acest munte de talent, talent în calitate de cadru didactic excepțional la timpul lui, talent în calitate de dirijor, muncă culturală, artistică. A dirijat coruri de profesori la festivaluri și iată culminează ca autor de romane de o excelență valoare. Am ascultat cuvântul pentru cu evlavie de la fiecare personalitate de față. Nu cunosc conținutul, dar am înțeles despre ce este vorba. Îl voi citi ca și pe celelalte romane, până la 4 dimineața, că nu pot să dorm până nu le termin. Dovadă că lectura are valoare, dovadă că sunt în fraze încântătoare, o narațiune perfectă și plăcută. Pentru mine,
colegul meu Janiscu va căpăta nu numai nume, ci și renume. Ești mândria noastră, dragul nostru coleg. Îți mulțumim! Cine sunteți? Prezentați-vă! Palade Jana! Spuneți, spuneți acolo! Palade Jana, colegă cu autorul! Da, mulțumim! Da, foarte scurt, da? Vă rog, foarte scurt, dacă se poate. Aș vrea să vă spun că atunci când am venit în învățământ, am fost repartizată la școala Prohozești și primul lucru care l-am remarcat era dirijorul corului, un tânăr dandy frumos, și nu m-aș fi așteptat ca să ajungă un scriitor celebru. Și foarte bun. Am citit romanele cu interes și aș vrea să spun că, fiind profesor de franceză, am remarcat un fel de apropiere cu Zola. Așa mi s-a părut în aceste... Așa, da. Mi s-a părut, da, foarte apropiat. Și apoi un stil extraordinar, exuberant, ușor, fluent. Rar am văzut în literatura actuală un asemenea stil. Clasic, să spunem așa, fluent, frumos, interesant în tot cazul și un fel de ironie, autoironie, în sfârșit foarte, cred, o literatură foarte, de foarte bună calitate, prezintă colegul nostru Janiscu. Îl felicit cu această ocazie și îi urez multă sănătate și succes. Elena Buftea. Elena Buftea, sunt pictor. Deci nu te cunosc peste portofonul. Da. Dacă îmi dați reportofonul, da. Așa. Să venim la bordul și acolo vom spune mai multe lucruri. Doreați să spuneți ceva, da? Da, eu aș vrea să spun că sunt sora. Odată mai mult mai mândră decât doamna Palade, pentru că el este fratele meu. Sunt mândră că Dumnezeu i-a picurat în călimara sufletului frumos harul, darul de a scrie, și eu îl admir pentru curajul de a scrie în vremurile astea, așa cum spunea domnul Șurelu, în care cultura nu este prețuită, iar literatura nu e o necesitate. Așa. Păi da. Nu-i prețuită de ceilalți, nu, excludem. Și, în plus, sunt fericită că, prin intermediul lui, v-am cunoscut pe dumneavoastră atâția crema literară a Bacăului, a Vrancei, sunt foarte mândră de asta. Îi urez succes mai departe, îi promit că noi, familia, vom fi lângă el tot timpul. Terorizează familia noastră? Nu. Noi reușim să-l înțelegem. Reușim să-l înțelegem. Noi îl înțelegem. Pentru alții ar fi un terorist, dar noi îl înțelegem. Numele. Mulțumesc. Maria Iscu. Da, mulțumim. Dacă mai... Vă rog, dar veniți aproape, aproape. Și foarte scurt, vă rog. Exact, foarte scurt. Da. Mă numesc Tibor Bujor. Sunt învățător la bază. Actualmente profesor educator la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 și student la Facultatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, și la un examen la noi la facultate, de pe locurile natale, ne-a spus să prezentăm o recenzie de carte. Și atunci am prezentat recenzia de carte a domnului profesor, domnul Gheorghe Janiscu, povestea de carte Alexandru. Imediat după ce am prezentat recenzia, mi-au cerut și ceilalți colegi și s-a prezentat ca un foarte interesant studiu de caz. Studiu de caz... Și este într-adevăr un studiu de caz. Actualmente, romanul Alecu, eu aș spune că este și un roman psihologic. Și de aceea, cu toate că psihologie avea și romanul Alexandru și studiul de caz care prezenta omul Alexandru, răzășul nostru pădurean, în Alecu vedem un alt
om, tot podurean, dar alt studiu de caz. Da, vă mulțumesc, cam atâta. Vreau să vă spun și felicitări și mult spor în continuare. Mulțumim. Da, deja am intrat în criză de timp. Nu înseamnă că, da, și revista, dar cred că trebuie să-l așteptăm măcar cu două minute să ne spună ceva, da. Și apoi să încheiem prima parte. Două minute e foarte greu. Cuvântul mulțumesc durează o secundă sau două. Cum să vă spun, sunt copleșit de multele și minunatele cuvinte frumoase care mi-au fost adresate. Consider că nu sunt adresate numai mie, ci tuturor podurenilor, în care mare majoritate sunteți prezenți aici. Domnii de la Bacău, de la Vrancea, am o mare onoare pentru domnul acesta, Culiță Ionu Șurelu, este, după părerea mea, reprezentantul ținuturilor mirifice de unde a luat naștere Miorița, pe care a găsit-o, știți cine, Alec Rusu, și a dat-o, știți cui, domnul Alexandrii, și după aia așa. Mulțumesc foarte mult, de asemenea, domnului Petre Isache, domnului Viorel Savin, care îmi place de dumnealui pentru că este mai, parcă puțin mai așezat, mai, stai mă, oleac, seamănă cu doamna primăriță de la noi, că a zis, domnul Isache, dumneavoastră sunteți critic literar, dar nu l-ați criticat deloc, numai l-ați lăudat. Și i-a spus, lauda e o critică și critica e o lauda, nu, pe mine. Și domnul Savin seamănă puțin cu doamna primăriță de la noi pentru că a vrut să ne aducă picioarele pe pământ. N-or fi chiar toate la maximum, nu? Deci mai sunt și goluri de aer, știți, și avionul când mai scade câteodată. Aici ai cu doamnele. Sigur va fi. Nu, n-am nimic cu doamne. Critica la Perpesicius trebuie. Așa. Am înțeles, da. Și mulțumesc foarte mult și domnului George Calcan. Este un om de care m-am lipit, aveți cuvântul meu, domnule, l-am întrebat pe domn, dăm din casă acum, cum îl cheamă pe domnul ăsta. Deci suntem prieteni, m-am vorbit de foarte multe ori, dar nu m-a interesat cum îl cheamă. Asta și am văzut foarte, m-am văzut, înțelegeți? Deci nu știu cum îl cheamă, dar acum știu și vă ține minte. Este extraordinar de interesant și bun și am să-i aduc amintit. Acum, domnul Calcan, dăm ceva din casă. Mi-a spus că există undeva pe munții aceștia dinspre Neamț, înspre Bacău, dealul Pleșului. Așa este? Este, da. O să discutăm. Pleșul. Spuneți. Există dealul Pleșului și are... Este dealul pe care este monumentul vânătorilor de munte. La Târgu Neamț a fost încartieruit un batalion de vânători de munte, batalionul 13 de vânători de munte, care era batalion de gardă regală. Era 14, nu 13. 13, da. Eu îți spun. Iar tatăl meu a fost acolo, mă rog, a făcut parte din acest batalion, 13 vânători de munte. Era pe vârful Pleșului, care acest deal, de fapt este o colină mai înaltă, așa, care are o particularitate deosebită. Datorită bazinetului Pipirii, care se numește toată zona respectivă, presiunea atmosferică este inversă decât în zona respectivă. Iar dacă privim dealul din sus în jos, așa, verdele este invers decât cel... Ăștia sunt scriitori. Ăștia sunt scriitori. Mulțumesc, domnule, dar am stârnit treaba asta pentru că pe mine mă poreclește Pleșul, așa, la mine este poreclă. De asta am vorbit cu dumnealui și am zis, este un dealul Pleșului. Sunteți Pleșul. Sunt Pleșul.
Pleșuv nu sunt. Știți ce înseamnă pleșuv? Tata a murit la 91 de ani. Avea păr în cap cum trebuie, pe cap. Pardon. Pe cap, așa. Și deci, așa, cum sunteți, îi vă rog să rămâneți așa până la adânci bătrâneți. Mulțumesc foarte mult tuturor. Și acum, pentru cei care nu sunt din poduri, aș face o invitație, cu permisiunea dumneavoastră, în versuri. Deși, băi, de scurt, rău, scurt. Deci, dacă vreți să ne cunoașteți, veniți la monument și plecați-vă inima în bernă. General și soldat, caporal sau sergent, s-au jertfit pentru glia eternă. Niciun pas înapoi, pe aici nu se trece. Podureni, moldoveni, frați români, este vechiul consemn ce a venit înspre noi scris cu sânge pe steag. De străbuni, Mărășești și Oituz, podurenii au stat zid chiar cu piepturile goale, apărând râu și ram de dușmani și pământ, apărând pe copii și pe mame. Și mai am și câteva în continuare, care sunt și cel mai frumos, ar fi să vi le cânt, dar nu-i cazul acum, poate mai târziu. Deci, vă invit cu cea mai mare plăcere la poduri. Domnul Isache a spus odată că, măi, ținând cont de toate astea, ai toate șansele să te muți la pod. Bineînțeles că glumea. Data trecută l-am înregistrat, poate ați uitat, nu contează. Reamintesc eu, măi, văzând că este atâta lume, hai să zic, bunișoară, așa, între ele condeiului, nu? Ai toate șansele să te muți la poduri. Cum a apărut Dada aici, Dada? Aici Dada la pod nu este Dada, aici numai aici la Moinești, Dada. Pentru că Dada, după părerea mea, să nu cumva să vă supăr, iertați-mă. Să nu intrăm în momentul următor, pentru că va fi imediat momentul la locul lui. Da, mulțumim. Mulțumesc tuturor. Noi vă mulțumim. Ar trebui, dacă aș fi mofturos, ar trebui să mă supăr că domnul profesor Iscu nu a rostit numele editorului, cel care vă vorbește acum, dar atât de bine îl cunosc încât sunt convins că a făcut-o pentru că se subînțelege asta. Nu, am vrut să fac așa translația spre cuvântul meu. Trei lucruri vreau să vă spun. Primul. Acum două săptămâni i-am făcut o surpriză domnului Gheorghe Jean Iscu și colegului de clasă Petre Obreja, ducându-i la profesoara lor de limba română, de literatura română de la Liceul Pedagogic din Bacău, care are 95 de ani, o minte brici, spune tot asta. Și i-a dus cartea Alecu, i-a mai dus o carte în care este amintită, se numește Margarita Fânaru, profesoară de limba română, excelentă profesoară, și cred că v-am făcut o surpriză plăcută. Încă două lucruri. Primul este legat de cartea lansată astăzi. Am fost primul cititor al ei, sunt pedepsit să fac asta în calitate de editor, să o citesc, să o corectez, să-i dau formă tipografică, editorială și tare bine ar fi să fiu, cum să zic, ascultat și copiat, dacă se poate, fiindcă în ziua de astăzi orice se tipărește fără niciun fel de grijă editorială. Am încheiat paranteza asta tristă. Două elemente aici legate de carte. Primul, Gheorghe Jean Iscu confirmă și potențează personalitatea podureană. Cartea lui asta face. Și al doilea, limbajul pe care îl utilizează este într-o ierarhie foarte interesantă. Mi-am făcut multe însemnări, însemnând cuvinte populare, de la cuvintele populare la moldovenisme, de la moldovenisme la podurenisme, eu le-aș spune, mi-am notat câteva, am întrebat-o și pe doamna profesoară Cornelia Lupeș, se confirmă, dumneai nu iese din poduri, dar într-adevăr sunt niște particularități numai ale satului Poduri, prezente în scrisul lui Gheorghe Jean Iscu. Și acum, ca să încheiem prima parte, aici la Moinești, sunt dator să fac o reverență în fața unui moineștean, actualmente
ministru în relațiile cu Parlamentul, e vorba de domnul Viorel Ilie. Vă spun de ce. Doamna Ecaterina Creciu a avut inițiativa de a comanda seria Eminescu, 11 volume Eminescu, ediția Vatamaniuc, la București. Se punea problema cine o achită, să recunoaștem că nu toți avem 350 de lei, pare puțin, dar nu este puțin. Ei, Viorel Ilie este cel care ne-a oferit acești bani, am cumpărat ediția de aici, vă prezint imediat, care va lua drumul Chinei, va ajunge la universitatea pe care a absolvit-o Yin Yugo, poate știți, acel chinez care la 26 ianuarie a murit într-un accident feroviar la Roman. Știți, poate nu, toată lumea știe. A fost studentul meu, un student excepțional. Avea trăsăturile genialității. Pentru el Eminescu era idolul lui, era Dumnezeul lui. Și de aceea am ținut ca astăzi să desfac aici, dacă m-ați urmărit un pic, din cutie, am deschis acum prima oară acest set de 11 volume, ediția Dimitrie Vatamaniuc, la editura Național, achitată, cum spuneam, de fostul primar, nu, al Moineștiului, domnul Viorel Ilie, măcar să o vizualizați această colecție, nu o deschid încă, așa va ajunge și în China. Iată, aceasta este colecția Eminescu, Vatamaniuc, cu foarte multă grijă, cu multă acuratețe, realizată de unul dintre cei mai buni eminescologi ai noștri, Dimitrie Vatamaniuc, alături de Petru Creția și de alții eminescologi ai noștri. Deocamdată vă mulțumesc pentru prima parte și acum mergem către partea a doua, eu zic fără... Sigur că da. Vă rog. V-aș invita să serviți pe ceva. A, nu, nu, dar încheiem repede prima parte, pentru că dacă ați urmărit afișul, lansăm revista Ateneu, numărul pe mai, pe luna mai. Am ținut neapărat să fim aici, să fie prezentă revista aici, din două motive. Unul dintre materialele de rezistență în revistă este semnat de domnul Viorel Costea și se referă evident la fenomenul Dada, un text excepțional, l-am lăudat aseară la telefon și m-a crezut, ce e un lucru bun, are exact conștiința acestei valori. Este un text excepțional, sigur, pe care numai aici îl puteam prezenta, adică în vecinătatea caietelor Tristan Țara ale lui Vasile Robciuc, aici, în vecinătatea doamnei profesoare Cristina Popescu, secretarul Asociației Culturale Tristan Țara, și de aceea vă rog, îi rog pe colegii mei, pe Violeta în primul rând, Violeta Savu, poeta Violeta Savu, și pe Marius Manta apoi, și apoi pe domnul Viorel Costea, câteva vorbe despre ultimul număr din revista Ateneu, cel mai recent, da? Bine, atunci spune Marius că e mai aproape de mine, și apoi Violeta. Sigur, interesant. Aș începe cu o constatare, în sensul următor. Am fost cei drept invitat împreună cu colega de redacție în mijlocul dumneavoastră la o întrunire literară, la o întrunire culturală. Ajuns aici, am fost speriat de moarte de domnul Ușurelu când am aflat că de fapt mă aflu la o nuntă, dar... cu certitudine, grație dumneavoastră tuturor, plec cu sentimentul deloc trucat spre casă că am fost părtaș la o agapă a sufletului. Și, cel puțin pentru mine, mă bucură foarte mult lucrul acesta, că, iată, și chiar a rare ori, dar e bine și așa, pleci la drum cu senzația de normalitate, cu senzația că lucrurile sunt așezate bine, și că nu trăim neapărat în lumea aceea pe care ne-o anunța de prin evul mediu, o lume a valorilor întoarse pe dos. Eu despre lucrurile acestea, de altfel, într-o manieră mai explicită sau mai puțin,
directă, am scris într-o rubrică pe care, mă rog, o țin lunar în revista Ateneu și vă spuneam că vorbele nu sunt aruncate doar așa de complezență, pentru că atâta cât pot, aleg cărțile despre care scriu în funcție de o anumită grilă pe care, nu neapărat cu sfințenie, dar de care îndrăznesc să am crezul că mă țin. Și prețuiesc așadar valorile care cu onestitatea au fost menționate aici. Nu vreau să vă răpesc timpul și nu vreau să țin eu acum un discurs despre ce presupune firescul astăzi, iată, într-o lume care se pare că s-a îndepărtat și de postmodernitate, o lume care începe să se caute în conștient sau undeva în afara lui. În tot cazul, în mâinile dumneavoastră ați primit un semn de prietenie la urma urmelor. Revista Ateneu vă așteaptă la rândul ei să intrați în universul acesta pe care vi-l propune, odată cu o rubricație, zic eu, destul de diversă, cu materiale care acoperă efectiv toată plaja, nu doar literară, ci realmente culturală. Există materiale, dar, mă rog, acum n-aș vrea să divaghez prea tare, nu cred că e bine să fac istoricul revistei, bănuiesc că, odată ce sunteți aici la un asemenea eveniment, știți ce a reprezentat și sper eu că încă mai reprezintă revista Ateneu. Dar mă întorc, așa cum spuneam, cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți mai atașați fie de zona literară, fie de, eu știu, teatru, fie de arta coregrafică și așa mai departe. De fiecare dată, Ateneul se dorește a fi un liant între centru și periferie, deși nu știu dacă încă mai e operantă o asemenea distinție, se dorește a fi un liant între tot ceea ce ar presupune românitatea și valorile europene. Și, sigur, uitați-vă că se leagă lucrurile într-un mod foarte frumos. Țin minte că acum câteva numere am avut și un soi de dezbatere despre care va fi destinul romanului realist. Și înțeleg că, iată, romanul de astăzi, eu recunosc încă nu l-am citit, dar abia aștept să-l parcurg, intră în zona aceasta a unui realism reconturat, a unui realism care, cu siguranță, te provoacă. Așadar, vă mulțumesc tuturor că m-ați invitat, că am fost invitat în mijlocul dumneavoastră și vă așteptăm cu sugestii, cu materiale, cu gânduri de prietenie, în primul rând, la adresele pe care le aveți indicate pe spatele revistei. Mulțumesc tare mult! Mulțumim! Violeta Savu, așa cum ne-a promis, am ajuns și aici. Da. Eu am mai fost în această bibliotecă acum câțiva ani. A fost o expoziție de artă cu artiști băcăuani și nu numai. Și din întâmplare, chiar cred că am spus atunci câteva cuvinte. La Moinești am fost în urmă cu, cât a trecut de atunci, o lună de zile, la simpozionul Dada, pe care l-a reflectat suprarealist Viorel Costea în revistă. S-au făcut aici trei expoziții foarte, foarte frumoase. Eu am avut șansa să văd una dintre ele, cea de la Lira. Din păcate, atunci n-am avut timp să vizitez și celelalte galerii, dar am văzut câteva capturi pe internet. Despre expoziții a scris un material superb artistul plastic Ioan Burlacu. Deci, în mijlocul revistei este asigurat, este dadaist, în mijlocul revistei, Ioan Burlacu despre expozițiile de artă și Viorel Costea despre cam tot ceea ce s-a întâmplat frumos la Moinești și se întâmplă în fiecare an. Pentru că
pentru că era o temă dadaistă și eu mi-am ales la cartea din Colet să prezint un roman suprarealist al regizorului Mihai Măniuțiu, Fantome în Las Vegas. Vă recomand să citiți revista și bineînțeles că mie îmi plac toate articolele pentru că lucrez aici, dar fiind poetă aș vrea să vă semnalez că avem poezie de foarte bună calitate. Norica Isaac și nu mai țin minte cine era și Valentin Talpalaru, iar din literatura universală Ghasit Mohammed, un irachian care s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în Italia. Da. Mulțumim. Trebuie să vă spun că și eu am o rubrică în revista Ateneu, este o rubrică intitulată Pentru limba noastră și este orice revistă încearcă să fie și o revistă de campanie, așa încât una dintre campaniile revistei Ateneu este aceea de a repune în drepturi limba română în liceele pedagogice. Dacă v-aș spune că de 19 ani nu se mai predă limba română în liceele pedagogice și că învățătorii, educatorii ies cu diplomă de învățător-educator, predau la grădiniță și la clasele 1-4 fără să fi făcut o oră de limba română, o oră de limba română, iar profesorii din liceele pedagogice nu vor să predea gramatică, poți alege un artificiu încât să facă, au 5 ore pe săptămână, a 5-a o pot face de gramatică. Nu vor. Nu vor dacă ministerul le cere, de ce să facă, nu? Vă dați seama ce Dumnezeu pot avea astfel de profesori de liceele pedagogice, de limba română. Așa încât rubrica, spuneam de aici, e deschisă, e la 17-lea episod, demonstrăm că este necesară limba română în liceele pedagogice. Dacă în sală sunt absolvenți și deja am găsit pe cineva de liceu pedagogic, îl rog să rămână, să ne dea o semnătură, facem un memoriu pentru Ministerul Educației să repună limba română în programa liceelor pedagogice. Aici am mai multe exemplare din recentul număr al revistei Ateneu pentru biblioteci. Avem aici pentru biblioteca din Ștefan Lucian Moinești, biblioteca liceului Spiru Haret, o să vă rog să ajungă și la dânsii, biblioteca de la Grigore Cobălcescu, de la Comănești, de la biblioteca orășenească și biblioteca liceului Dimitrie Ghica din Comănești. O să vă rog să ajungă și acolo și poate că le facem poftă chiar să se aboneze la această revistă în continuare. Domnul Petre Isache dorește o propoziție să spună, să vedem cât de scurtă poate fi această propoziție. Adică am un fel de nemulțumire a mea. Nu știu cum se întâmplă, dar eu sunt permanent nemulțumit. Dacă îmi spun nemulțumit, în primul rând de mine, dacă vreți. Am văzut dadaist de serviciu pe Moinești, felicitări. Asta dacă s-ar putea să ajungă pe țară. Deci asta vreau să vă spun. Spiritul dadaist, eu cred că nu a dispărut, tocmai. Ei, nu. Da, nu. Sigur, e o pierdere, dar el da, păi, spirit, da, înseamnă în primul rând nonconformismul literar. Tocmai că dacă cu ceva ne luptăm, acum ne luptăm cu inerția. N-a existat inerție mai mare în literele românești decât astăzi. Nu? Și v-aș felicita pentru treaba asta. Trebuie mers pe ideea asta, pe niște schimbări. Trebuie mai mult curaj. Într-adevăr, spirit dadaist. Poezie mai scriți? Nu mai. Da. Felicitări, oricum, felicitări. Mulțumesc. Asta aș vrea, sigur, asta e valabilă pentru toți. Ideea asta de schimbare în literatură. Și de aici trebuie să plece. Mai mult curaj estetic, mai mult curaj filozofic. Ne aflăm în război, volens, nolens, cu ceilalți. Ziceți ceva, domnule? Eu o să fiu foarte, foarte scurt. Mulțumesc că vă aflați astăzi aici. Doar atât vreau să spun că ce se întâmplă
cu moștenirea Dada la Măinești este că a rămas vie, este dinamică, se întâmplă în fiecare an și o să vă dau o veste bună, dragi oaspeți de la Bacău, să știți că tânăra generație lucrează Dada la Măinești, în sensul în care în fiecare an, fiecare ediție a Festivalului Internațional Dada are colaboratori atât de la școlile generale cât și de la ambele licee din Măinești. Asta e un lucru foarte important, mai ales din cauza faptului că acestor copii li se propun dimineața, deci când nu sunt lucrări ale festivalului, li se propun dimineața ateliere de workshop. Și atelierele de workshop au fost ținute, o să vă dau doar câteva nume, de Die Dada Innen, un quartet, dacă pot să spun așa, de patru actrițe din Dortmund, din Germania, anul trecut. Anul ăsta de Clarissa Hurst, care vine din Zürich, de exemplu de o trupă Dada Milano, care a venit anul ăsta de la Milano și a ținut, cred că, cel mai bun spectacol dadaist care a fost vreodată făcut în România, nu la Moinești. Absolut fabulos spectacol a fost și în care s-a interacționat, inclusiv publicul a fost spectator. Și unul din marele suflete Dada din toată lumea, vorbesc aici de Paul Dorn, tot din Zürich, care este scenograful Teatrului Național din Zürich și care este un împătimit dadaist, care a vizitat toate orașele care au vreo legătură cât de cât cu Dada și a ajuns și la Moinești, ne-am întâlnit și am rămas foarte buni prieteni și facem împreună acest festival. În ultimii 3 ani de zile suntem împreună, ca să spun așa. Și mai mult decât atât, la momentul la care i-am propus să facem aceste workshop-uri atât cu copiii de generală cât și cu cei de liceu, a fost super, super încântat și a spus atunci îmi aduc și pe ceilalți prieteni. Anul viitor, de exemplu, vom avea prieteni din Japonia și din Statele Unite. Să știți că sunt mulți dadaiști în lume și că lucrurile astea o să meargă mai departe, măcar din cauza faptului că Moinești este un areal fantast și nu din întâmplare s-a născut Tristan Țara aici. Mie mi se pare un loc magic. Trebuie să mărturisesc că eu sunt foarte îndrăgostit de locul ăsta și că nu-mi doresc titlul de dadaist pe România. Să știți, eu sunt mulțumit că-s dadaist pe municipiul Moinești. Nu? Dacă ar fi să vă întreb de ce s-a născut aici și nu în altă parte? Cu siguranță că trebuia să se nască aici, pentru că acest loc este unul magic. Eu mărturisesc de asemenea că dorm foarte puțin. Mi se pare tot timpul că pierdem foarte, foarte mult timp în lume. Și atunci dormim foarte puțin, mi se întâmplă câteodată să visez așa, treaz fiind, știți? Și se întâmplă câte un text dintre ăsta, din revista Ateneu. Dar să știți că a fost doar ca o provocare. Adică vă rog să fiți îngăduitor când citiți ce am scris eu acolo, pentru că n-am vrut să scriu un text jurnalistic în ziua întâi s-a întâmplat, a venit Violeta și nu știu ce, că mi se părea nefiresc, ca să spun așa. Și atunci am încercat să inventez ceva. Bineînțeles, atât Violeta, care am încredințat prima dată textul, cât și domnul profesor Danilă m-au lăudat, orgoliul meu lasă numai urme de sânge pe aici. Și în mașină, când am venit aici, în mașină. Da, ideea era că... ideea era că, din punctul meu de vedere, textul meu este o provocare, da? În sensul în care vă invit și vă invit în fiecare an să redescoperiți ce înseamnă această mișcare contestatară fabuloasă. Oamenii au găsit un continent făcut țăndări și din țândările alea au făcut un colaj, au recreat o lume și au reinventat arta. Deci chestia asta mie mi se pare absolut fabuloasă. Asta, știți? Din contestare se naște. Da, da. Da, eu vă mulțumesc mult că ați venit aici, înseamnă mult, pentru că într-o perioadă dintre asta de vacanță, de concedii și așa mai departe, uitați câtă lume a venit aici, inclusiv de la Bacău, de la Focșani, e un lucru foarte important, da? Mulțumim foarte mult! Mi se pare că prin prezența domnilor aici am înscris Moineștiu pe harta literaturii române și nu invers, numai. Bă, Moineștiu, de asemenea, de asemenea, da. De asemenea și podurii care au populat Moineștiu, cred că în proporții de 70%, chiar dacă mai sunt și localnici de aici, marea majoritate din Moineștiu sunt din poduri, vă garantez. La liceu, dacă vreți, marea majoritate licei sunt tot din poduri. Nu că
Asta este. Eu aici nu mai merge cu metafore. Ce să mai dai după cireș? Lăsați-mă să vă contrazic un pic. Să nu mă contrazic. Este un oraș foarte cosmopolit. Foarte cosmopolit. E cosmopolit pădurile. Este locul în care au venit botoșeneni, prahoveni, buzoieni, din cauza petrolului, din cauza petrolului în anii 50-60. Și o să vă spun că acest lucru a folosit foarte mult orașului. Dacă acest oraș este așa viu astăzi și se întâmplă așa de multe lucruri bune, este tocmai din cauza acestui amestec fericit, ca să spun așa. Faptul că sunt și oameni de la poduri, nemaipomenit, n-am niciun fel de problemă, să vină, absolut nicio problemă. N-am. Dar vă spun că părinții mei, de exemplu, erau ardeleni. Eu sunt singurul din familia mea care s-a născut la Moinești. Și mă mândresc foarte mult cu asta. Am prietene a căror părinți sunt de la București și sunt în Moinești. Am prieteni al căror părinți sau bunici sunt de la Botoșan sau de la Buzău. Deci lucru important, să știți. Ca o mândrie locală, așa, ca o mândrie locală. Și dumneavoastră ați înnobilat prin prezența dumneavoastră această zonă. Trag concluzia că aici se petrec lucruri mult mai importante decât îmi închipuiam deja la venire. Și, bine, s-a vorbit despre cei de la masă, despre dumneavoastră, cred că, rezumând, ar trebui să spun asta. Oameni de genul acesta, Ion Lupu, Iscu, Nicu Ienea, de ce nu, e de aici de aproape, ați avut un profesor Ion Movilă, la Comănești, dar e tot în zonă. Gheorghe Movilă. Așa, iertați-mă. Și acești oameni s-au născut ca scriitori datorită oamenilor ca cei care sunteți dumneavoastră. Văd cu câtă generozitate, cu câtă aplicație discutați și primiți actul literal. Și acum vreau să vă fac o propunere. Circulă o... Acum să vă spun eu de ce râde Isache și cu Șurelul, de ce râd ei. E o butadă. Cineva întârzie la o întâlnire în Bacău și îl întreabă celălalt: domnule, de ce Sfântul ai întârziat? Te aștept aici de 10 minute. Și mă mai întâlnit cu Viorel Savin. Și ce ți-a dat să faci? Asta era butadă. Și asta vreau, dacă tot am venit aici, vreau să vă fac o propunere care este realizabilă și stă în puterile dumneavoastră. Aveți în zonă atâți oameni importanți. Am pomenit eu numai câțiva acum, dumneavoastră ați vorbit despre Rosenstock, despre țara. Așa e cunoscut. Da. Dom'le, eu le-am și cu... Eu nu-i uit și originea lui evreie. Adică să... Așa. Și este foarte important asta. Pentru că ăla e el. Așa. Aveți atâția oameni importanți. Cu un efort minim din partea autorităților locale. Dacă nu fiecare aduceți 50 de lei de acasă și faceți o galerie cu personalitățile locului. Undeva o aveți? O aveți? Da. Deci asta trebuie. Și când vine elevul, tânărul, omul matur la bibliotecă, să se întâlnească acolo cu aceste personalități. Și în situația aceasta, uite, această cameră sau alta, în situația aceasta când am venit, am intrat ca într-un altar al culturii, al spiritualității locului. Nu-i greu de făcut. Să o duceți la capăt. Vă dau și ideea. Ideea este legea 350, știți? Este o lege 350 care permite finanțarea proiectelor nerambursabile. Vineri se încheie chiar prin Consiliul Județean se pot trebui astfel de... Acum m-am aprins puțin. Ar trebui să vi-l asumați pe Nicu Ienea. I-a asumat. Vi l-ați asumat. Mai evident. Eu am scris despre el cât mai multe cărți. Știți asta. Știți că Nicu Ienea a fost prezentat și în Parlamentul României, în prezența Prințesei Maria, l-am avut alături ca întotdeauna pe Petre Isache, care, cum să spun, are întâlnirea de a sprijini îndrăznerile, ca să nu spunem nebuniile. Deci, oamenii aceștia, dacă dumneavoastră, în mod evident, ostentativ, scoateți ochii celorlalți cetățeni din jur, prezentându-i
Și atunci și personalitatea dumneavoastră, da, categoric, și a celor care vin, asta se vor contura cu totul altul. Dacă tot mi-a venit în mână microfonul, nu, nu vin, dar tot văzând că fiecare mai ia cuvântul odată, îmi amintesc ce spunea academicianul Cotea, care era la un congres și vroia să ia și el cuvântul. Da, cu vinul, a murit Dumnezeu să arăt. I-am luat eu interviu înainte de a muri, de aia nu mai iau interviuri. Eu, acum, și a văzut, s-au perindat aici, la prezidiu, au luat cuvântul, a luat cuvântul doi inși, a văzut că rândul din față dispare, pleacă lumea. Da, tot vedea că îi vine lui rândul și în sală au mai rămas patru oameni. Și s-a ridicat și vă mulțumesc că ați rămas să mă ascultați, dar unul dintre... Nu, 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 noi urmăm la cuvânt, de aia... Deci, cred că s-a terminat, nu? Rog pe domnul să ia... Nu, pentru că primul cuvânt l-a avut eroul zilei, adică profesorul Gheorghe Jean Iscu, tot pe el rog să încheie, dar la fel, foarte scurt, dacă ne iubiți. Ca să nu cad în ispita întinsă, capcana întinsă de domnul Ușurelu, încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase. Doamna Jana, n-am să vă uit niciodată. De asemenea, am uitat să vă spun, printre altele, trebuie să mulțumesc și familiei mele care m-a propulsat și care e alături de mine acum și care m-a adus aici. Și musafirilor pe care îi iubesc și îi apreciez foarte mult. Sunteți ai mei încă în continuare. Da, 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 un alt reprezentant important al poeziei vrâncene, mi-a suflat domnul Culiță Ușurel, la examenele mele niciodată nu mi-a suflat nimeni, dar acum îl mulțumesc pentru asta, domnul Ion Apostu, vă rog frumos, poet. Un mare poet al iubirii, din cele 10 cărți pe care le are, 7 sunt dedicate iubirii. Păcat că n-are o carte, dar cu altă ocazie, sigur, vă va citi din poezia lui. Mulțumim mult! Acum, vă rog să luați în pauza asta, sau ce e, sfârșitul, nu? Să vă rog să serviți de aici ce v-am adus câte ceva. Dragi prieteni, la Televiziunea Literar ați urmărit o lansare Gheorghe Jean Iscu, un om pe care televiziunea noastră îl cunoaște foarte bine, este din Poduri, de aici, de lângă Moinești. Desigur, lansarea a avut loc la Biblioteca Municipiului Moinești. Stimată doamnă, în primul rând aș vrea să ne spuneți câteva concluzii pe finalul transmisiei noastre de aici, de la Moinești. Cum a fost atmosfera aici la bibliotecă? Ce pot să vă spun? A fost o atmosferă caldă, o atmosferă elevată, într-un spațiu cultural evocator. Aici s-a născut Tristan Țara la Moinești, aici au trăit personalități importante și din alte domenii culturale, nu numai cel al literaturii. Există un nucleu de oameni de cultură, un nucleu de creatori de artă. Slavă Domnului că într-o lume pragmatică ei încă pot să reziste și încă se pot exprima într-un gen artistic sau altul. Profesorul Jean Iscu este unul dintre aceștia. Personal îl cunosc, dar nu atât în ipostaza de scriitor, cât în aceea de dascăl, de vocație, de profesor de română, de limba română. Și mai mult l-am cunoscut prin intermediul fiicei sale, Roxana Iscu, care mi-a fost elevă timp de 4 ani și care acum realizez că avea niște lecturi de un fel aparte, care veneau dinspre, iată, tatăl ei și cu care îmi făcea mare plăcere să stau în pauzele dintre ore să discutăm, să conversăm.
Cât despre romanul de astăzi, el a fost comentat, prezentat. Vorbim despre romanul Alecu, vorbim da? Vorbim despre romanul Alecu, înțeleg că este al 8-lea roman dintr-un șir de alte 7 precedente. Romanul s-a bucurat de prezentarea unor personalități culturale importante ale din arealul Bacău și nu numai. E vorba de profesorul Ioan Dănilă, e vorba de dramaturgul Viorel Savin, e vorba de criticul literar Petre Isachi, care au avut amabilitatea să vină la Moinești și să se ocupe de această lansare. De altfel, a venit o parte din redacția revistei de cultură Ateneu, și asta a onorat întreaga activitate. Mă gândesc acum că la poetul latin Ovidius, care printre versurile lui are unul foarte potrivit pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, Finis coronat opus, sfârșitul încununează opera, s-a încheiat cu prezentarea ultimului număr al revistei Ateneu, un număr bogat, un număr consistent, care acoperă toate plajele culturale, nu numai cea literară, și a fost un eveniment mai mult decât de, suflet, a fost un eveniment cultural și un eveniment de suflet de opotrivă, de spirit și de suflet de opotrivă. S-a discutat aici pe finalul, pentru că atmosfera a fost destul de degajată, în sensul că s-au creat și anumite dezbateri pe anumite teme și s-a venit cu propunerea de a se face o galerie a personalităților din zonă și în mod special de aici din Moinești. Considerați că este benefică această idee și ar fi bine să fie pusă în practică? Nu numai că este benefică, dar cred că este realmente necesară. Asta și pentru a da consistență tuturor evenimentelor care au loc, pentru a le face cunoscute tinerilor, adolescenților, elevilor. Și mai mult decât atât, mai mult decât propunerea dramaturgului Viorel Savin referitoare la această galerie de portrete ale personalităților locale, aș îndrăzni să merg mai departe și să lansez ideea unui teatru de avangardă. Dacă tot a fost să fie aici locul de naștere al scriitorului de avangardă, Tristan Țara, am fi singurul teatru din țară, un teatru care să-i poarte numele și care să fie un teatru de avangardă, măcar să fie o filială a Teatrului George Bacovia. Cu atât mai mult că avem aici Centrul Cultural Lira, care asigură toate condițiile. Absolut, cu atât mai mult. Și asta ar trebui să ne dea de gândit și cei care sunt factorii decidenți să încerce să interiorizeze ideea, să o asume și apoi să o pună în practică. Considerați că în această galerie a marilor personalități își are locul și Gheorghe Iescu? Obligatoriu. Un scriitor prolific, un scriitor original, un scriitor care și-a demonstrat de-a lungul celor 8 romane talentul, în primul rând, de povestitor, talentul de narator, este obligatoriu. Iată, dragi prieteni, mai scriem un nume aici în dreptul Moineștiului, Gheorghe Jean Iescu, un om, în primul rând, carismatic, dar talentat, un scriitor care, desigur, va face carieră și în anii care urmează, dacă putem spune așa, pentru că suntem convinși că operele sale vor fi din ce în ce mai mult mediatizate și vor fi cunoscute de către iubitorii de scris. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, dumneavoastră vă mulțumim foarte mult, doamnă, să vă prezentați la final pentru telespectatorii noștri.
Sunt Cristina Popescu, profesoară de limba latină la Liceul Spiru Haret din Moinești. Mulțumim foarte mult, dragii mei, rămâneți alături de Televiziunea Literară. Vă dorim să aveți parte de cât mai multe cărți și să visați frumos împreună cu noi în această lume extrem de complexă. Sunt Eugen Ungureanu încă o dată și vă iubim și vă spunem la revedere!